Cartea audio, împreună lucrători cu Dumnezeu, de Traian Dors. Luptător neînfricat. Tu, dar, fiul meu, întărește-te în harul care este în Hristos Iisus. Suferă și luptă împreună cu mine ca un bun ostaș al lui Hristos. Niciun ostaș nu se încurcă cu treburile vieții dacă vrea să placă celui ce l-a înscris la oaste. 2 Timotei, capitolul 2, versetele de la 1 până la 5. Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului, ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Efeseni, capitolul 6, versetele de la 11 la 17. Deci, dacă pentru viața aceasta scurtă de pe pământ, pentru pâinea ei și pentru datoriile ei, pentru dragostea și pentru libertatea ei, trebuie să ducem atâtea lupte sângeroase, cu atâția dușmani văzuți și nevăzuți, cu atâtea dureri și încercări, cu atâtea temeri și împotriviri, atunci cu atât mai mult pentru viața duhovnicească, viața sufletului, care este veșnică, cu atât mai mult aceasta își are luptele ei, vrăjmașii ei, primejdile ei, împotriva cărora trebuie să ne înarmăm și să luptăm, nu numai ca să o dobândim, ci mai ales după aceea ca să n-o pierdem. Repetăm iarăși ce s-a mai spus. Lumea este un uriaș teren de luptă pe care se înfruntă acum cei doi mari vrăjmași, binele și răul, adevărul și minciuna, harul și păcatul, Hristos și Satana. Toate puterile și duhurile acestor două mari forțe potrivnice iau parte la această uriașă bătălie care se dă în spațiul nevăzut cât și în cel văzut. În lumea văzută, oamenii și mijloacele lor văzute sunt angajate în slujba uneia sau a alteia din cele două tabere care se luptă între ele. Se înțelege că noi toți ar trebui să fim de partea lui Dumnezeu, care ne-a făcut, care ne ține, care ne face atâta bine și care ne umple inimile de bucurie. Fapte, capitolul 14, versetele de la 16 la 18. Dar izvorul răului, Satana, prin ispite și înșelăciuni, atrage sufletele multor oameni în lupta lui împotriva făcătorului și binefăcătorului omenirii. Astfel că în loc să rămână cu bucurie în ascultarea lui Dumnezeu, cei mai mulți oameni trec cu ură împotriva lui, înșelați de Satana, și atrași după el întâi în focul urii și al luptei contra lui Dumnezeu, iar după aceea în focul osândei veșnice, care urmează sigur pentru fiecare vrăjmaș al său, la capătul vieții și al luptei lui, și pentru toți, la capătul cel mare al bătăliei acesteia. Hristos e veșnicul biruitor. El va fi învingătorul final. A lui singur va fi biruința definitivă asupra tuturor vrăjmașilor săi, văzuți și nevăzuți. Satana luptă pentru o cauză pierdută, dar pentru că este răul și înrăitul, nu se lasă. Știe că se va prăbuși, dar câtă vreme încă nu i-a sosit ceasul, caută mereu să provoace cât mai grele dureri și cât mai multe lovituri lui Hristos, prin nefericirea câtor mai multe dintre creaturile dragostei sale. Satana știe cât de mult ne-a iubit și ne iubește pe noi Dumnezeu. De aceea, nenorocindu-ne pe cât mai mulți, Satana știe că face pe Tatăl Ceresc să sufere cât mai mult. Frate lucrător al lui Dumnezeu, iată prin urmare care este locul tău și care este datoria ta. Hristos te-a chemat în oastea Lui ca să fii un luptător neînfricat. Predă-te deci hotărât în voluntariatul oastei Lui și ia-ți toată armătura Duhului Sfânt asupra ta. Vezi locul care ți-l încredințează Domnul tău și ținta pe care trebuie să o atingi în lupta sfântă.
Împlântă-ți bine picioarele în terenul sfânt al credinței și al legământului veșnic și ațintește-ți privirile la Hristos, căpetenia ta și garantul biruinței finale. Prin sectorul tău să nu lași să se strecoare niciun inamic, să faci ca locul pe care trebuie să-l cucerești pentru Hristos să-i fie supus de plin și cât mai curând. Sufletele pe care trebuie să-i le eliberezi să fie cât mai multe și mai hotărâte. Prăzile pe care trebuie să le iei de la Satana să fie cât mai mari și mai frumoase. Primești și lovituri, nu te plânge. Hristos este cu tine, nu vei fi înfrânt, nici nimicit. Ai și înfrângeri, nu te lăsa. Hristos este cu tine și te va ridica din nou. Are vrăjmașul succese, are el oștiri puternice, are el mijloace multe. Fie, aibă, nu te îndoi, ci crede. Biruința finală va fi tot a lui Hristos, să nu te îndoiești deloc de asta. O, ce curajos te ridici de fiecare dată, când știi că Domnul tău este Iisus Biruitorul și că marea cauză pentru care lupți tu va fi sigur învingătoare. 1 Corinteni, capitolul 15, versetele de la 21 până la 26. Slavă veșnică ție, veșnicule biruitor, Iisus Hristos! Tot adevărul cuvântului tău ne garantează neîndoios că biruința ta va încuruna sfârșitul tuturor luptelor. Noi, crezând de pe acum și privind fericiți spre această biruință, te preamărim pe tine, măreț și veșnic biruitor, Iisus Hristos. Suntem fericiți să facem parte din oștirea ta. Chiar dacă purtăm pe tot trupul nostru sângerând urmele rănilor primite pentru dragostea ta, dar sub lacrimile durerilor, fața noastră strălucește de bucuria nădejdii sigure și grabnice. Cu mâinile noastre încă învinețite pe la încheieturi, aruncăm la picioarele tale cununile dragostei și devotamentului nostru neclintit. Cântările noastre fără seamăn de frumoase pe lume, ți le aducem toate numai ție, Iisuse, și toată ființa noastră te slăvește și te urmează numai pe tine, prea iubitul nostru mântuitor. Slavă veșnică ție, veșnicule biruitor, Iisus Hristos. Amin. Numai luptătorii slavei moștenesc cununi cerești. Toți ceilalți primesc deșarte glorii și cununi lumești. Ei aici și-apleacă toate steagurile lor pe rând, cât de scump plătesc cununa și o pierd așa curând. Pe când cei ce luptă în viață pentru premiul cel ceresc, vor primi cununi și glorii care în veci nu veștejesc. Îndrăznește pentru Domnul și cu lei să te trântești. El e cel care se luptă, tu ești cel ce biruiești. Încă sunt departe, lupt, zările străine, urlă patim neîntrerupt, ura lor spre mine. Încă sunt în drum, alerg, neîncetat spre țintă, timpul-i tot mai scurt, dar merg, somn să nu mă mintă. Lucru-i tot mai mult, trudesc, nopțile-mi fac zile, toate câte putrezesc, lepădându-mi-le. Tu ești chiar la ușă, vii, lumea geme în muncă, dezbinații tăi copii uită de poruncă. Mi-ar de fața pentru tot ce-ar putea și nu e, spre lumina aș vrea să-mi scot, neamul întreg să-mi suie. Doamne, de-ar putea ai mei mai grăbit să vadă ce aș cânta strângând cu ei fericita roadă și ce liber ți-aș slăvi fața fericită când la capăt mi-aș privi slujba împlinită. Aici vom muri. În vestitele lupte de la Mărășești, unde cei mai viteji fii ai poporului nostru, însuflețiți de dragostea pământului strămoșesc și de iubirea libertății neamului nostru,
s-au măsurat cu puhoiul unor oștiri năvălitoare nespus mai numeroase și mai înarmate, s-au petrecut minuni de vitejie. Acolo, o grupă de apărători au făcut un cerc în jurul poziției lor și au scris cu arma pe pământ: aici vom muri sau vom învinge. N-au murit toți, dar au învins toți, căci când ești hotărât să și mori, totdeauna vei fi învingător. Împotriva dragostei care biruie moartea, nu mai există nicio armă. Așa să fie și dragostea noastră pentru Hristos, frații mei și surorile mele. Romani, capitolul 8, versetul 39. Nu te teme. Psalmul 90, versetele de la 5 până la 11. Nu trebuie să te temi nici de groaza din timpul nopții, nici de săgeata care zboară ziua, nici de ciuma care umblă în întuneric, nici de molima care bântuie ziua în amiaza mare. 1000 să cadă alături de tine și 10.000 la dreapta ta, dar de tine nu se va apropia. Doar vei privi cu ochii și vei vedea răsplătirea celor răi. Pentru că zici: Domnul este locul meu de adăpost, și faci din cel preanalt turnul tău de scăpare, de aceea nicio nenorocire nu te va ajunge. Nici o urgie nu se poate apropia de cortul tău, căci El va porunci îngerilor săi să te păzească în toate căile tale. Isaia, capitolul 43, versetul 2. Dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine și râurile nu te vor uneca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde. Proverbe, capitolul 3, versetele de la 21 până la 26. Fiule, să nu se îndepărteze învățăturile acestea de ochii tăi. Păstrează înțelepciunea și chibzuința, căci ele vor fi viața sufletului tău și podoaba gâtului tău. Atunci vei merge cu încredere pe drumul tău și piciorul nu ți se va poticni. Când te vei culca, vei fi fără teamă și când vei dormi, somnul îți va fi dulce. Nu te teme nici de spaima năpraznică, nici de o năvălire din partea celor răi, căci Domnul va fi nădejdea ta și El îți va păzi piciorul de cădere. Ioan, capitolul 16, versetul 33. V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Rămâi la datorie cu ochii înainte, oricât de aspru gerul sau para de fierbinte, oricine ar fi să plece și oricât de greu să-ți fie. Rămâi la datorie, rămâi la datorie. Hristos te-a pus acolo și El te cercetează. În cea mai grea furtună, tu luptă și veghează. Orice te amenință sau orice te îmbie, rămâi la datorie, rămâi la datorie. Nu ține la viață mai mult ca la înviere, nu-ți vinde conștiința pe niciun fel de avere. Hristos te-a pus acolo și cât poți sta, El știe. Rămâi la datorie, rămâi la datorie. Nimic să nu-ți întreacă puterea de răbdare. La timp sfârșiva totul în imn de sărbătoare. Cununa Lui de slavă, Hristos ți-o dă și ție. Rămâi la datorie, rămâi la datorie.